Salutări tuturor celor care privesc canalul de televiziune Alfa Omega TV și cu ocazia aniversării de 20 de ani de misiune prin televiziune, vă felicit și vă binecuvântăm de aici, de la canalul de televiziune RTN Chicago, împreună cu echipa noastră care ne bucurăm de colaborarea pe care o avem cu voi. Îmi amintesc cu drag de uh, relația pe care am început-o cu foarte mulți ani în urmă, când l-am întâlnit pentru prima dată pe Tudor Pețan și mi-a arătat uh, studiourile unde se traduceau, pe vremea aceea, uh, emisiuni din limba engleză în limba română. Uh, au început foarte modest și uh, iată că Dumnezeu i-a binecuvântat și astăzi. Uh, uh, Tehnologia și studiurile sunt foarte bine echipate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru colaborarea pe care o avem și ne rugăm ca El să rămână în continuare protecția voastră și să vă binecuvânteze cu absolut tot ce aveți nevoie. Rămânem alături de voi, ne rugăm pentru voi și vă încurajăm să rămâneți fideli chemării și viziunii pe care Dumnezeu vi-a dat-o și încurajez întreaga echipă pe Tudor, pe Mirela, pe Sorin, pe Țan și pe toți ceilalți care lucrați la Alfa Omega. Rămâneți uniți. Mi-am cu drag când am fost ultima dată la voi când am avut acel moment de părtășie și am putut să stăm în rugăciune împreună și să Lăsăm ca Dumnezeu să ne modeleze, să ne cerceteze și să ne călăuzească pe fiecare. Cred că e important să rămânem în continuare în acest spirit de colaborare și să lăsăm ca Împărăția Lui Dumnezeu să fie întotdeauna centrul atenției și scopul existenței noastre. Succes și Dumnezeu să vă binecuvânteze!